Salutare prieteni, sunt Epuru, iar acesta este telefonul Acer Cloud Mobile S500, care de vreo două zile a primit un update de software, iar acum rulează sistemul de operare Android 4.1.2 Jelly Bean. Haideți să-l deschidem și să vedem principalele modificări pe care acesta le aduce. Avem Project Butler, viteza a crescut, interfața este mult mai fluidă, totul se mișcă perfect, fără lag. Puteți vedea și dumneavoastră. Totul este impecabil. Voi intra acum în sistem pentru a arăta datele telefonului. S500, versiune 4.1.2, iar versiunea nucleului este 3.4.0. Haideți să ieșim. O să încep prin a prezenta bara de notificări. Aceasta este una nouă. Este mai închisă la culoare, după părerea mea arată mult mai elegant față de cea de până acum. Dacă țineți minte, înainte, în partea de sus aveam 4 taburi, tabul de muzică a dispărut, au rămas doar notificările, alarmele și conexiunile. După cum puteți vedea, cred că sunteți de acord cu mine, merge foarte bine și arată foarte bine. În partea de notificări, acum primim mai multe informații. Haideți că o să și trimit un e-mail, sper să intre pe telefon, să vedeți cam cum arată. Ar trebui să apare din moment în moment. A și venit. După cum puteți vedea, la Gmail avem mai multe opțiuni. Voi închide acum. Merge foarte bine, haideți să vedem și mai departe ce avem. Voi intra în setări, la aplicații. Aici este un lucru destul de important. Dacă dăm la aplicațiile care rulează și adunăm memoria utilizată cu memoria liberă, înainte obțineam un total de 680 de MB, dar după update avem disponibil un total de 795 de MB pentru utilizator. În partea aceasta avem toate aplicațiile din telefon. Eu le-am dezactivat pe cele pe care nu le folosesc. Haideți să vă arăt și cam care sunt. Pe lângă cele ce se văd în meniu, mai sunt și acestea: Acer Print, Cloud Mobile, Barcode Scanner, Chrome, contul tău Orange, o grămadă de aplicații de la Orange, Deezer de la Orange, Fotbal, Google Plus, Chrome, Swipe și așa mai departe. Voi ieși acum de aici. Telefonul a primit și câteva widget-uri noi. Haideți să vedem exact care sunt. Ar fi acesta de Facebook, 4x2. Ar mai fi cel de mesagerie 3x3. Și aceste două widget-uri, redare bibliotecă și redare recomandări. În rest, sunt la fel ca și până acum. Mai avem, dacă ținem pe butonul din mijloc, search-ul nou, aplicația Google Now, care funcționează foarte bine, dar eu i-am șters opțiunile de afișat. O voi închide. În meniu, la aplicații, mai avem această aplicație numită Actualități. Haideți să o deschidem. Acestea sunt diferite site-uri pe care le putem citi. Haideți să luăm unul la întâmplare. Sinetu. Merge foarte frumos. Se încarcă foarte, foarte frumos. Interfață fluidă. Tot ce vrem. Ar mai fi niște update-uri la cameră. Atât camera foto cât și cea video beneficiază acum de stabilizator. Apare aici, în setări. Iar camera video, înainte filma în format 3GP, iar acum formează în format MP4. Ce am mai descoperit la un speed test, viteza de download a crescut de la 4,2 mega pe secundă până la aproximativ 5,5 MB pe secundă. Haideți să deschidem câteva programe să vedem exact cum merg.
site-uri, mă rog. Browserul funcționează foarte bine. Deschidem și niște aplicații. BS Player, să zicem. Totul se deschide instant. Haideți să mai luăm Endomondo. La fel de bine și Endomondo. Deci, după cum puteți vedea, Android Jelly Bean 4.1.2 se mișcă excelent. Pe ASRS 500 arată la fel de bine și telefonul funcționează ireproșabil. Eu sunt Tepuru și vă mulțumesc frumos pentru vizionare.